Bună ziua, sunt la CMT Stuttgart 2023 și sunt în hala 4, hală dedicată industriei turismului. Aici sunt mulți expozanți, hoteluri, agenții și așa mai departe. Și mi-a făcut mare plăcere să-l revăd pe Radu Hoffman, cu care m-am întâlnit în 2019 în Mexic, unde am călătorit și cu ajutorul lui pe un traseu foarte plăcut. Acum o să stăm de vorbă cu Radu Hoffman pentru a ne povesti despre ce face el aici. Salut, Radu! Salut, Marian! Este o plăcere imensă să te pot revedea aici, după atâția ani. Da, 2019, în Mexic. Au trecut 3 ani deja, 4 ani. 4 ani, da. A fost în martie 2019, când ați venit împreună cu Radu Vatcu, atunci da. Cu soția și cu, au mai fost câteva persoane. Și ne-am văzut pentru prima oară în Puebla. Ați avut un tur frumos atunci, cu taxi, Mexico City, mai departe în Chiapas. Să știi că revăd imaginile cu mare plăcere și chiar ne-ai făcut o tură frumoasă. Spune-mi un pic despre tine. S-au petrecut multe lucruri de atunci, dar ce aș putea să spun, tu știi foarte bine că la bază nucleul activității noastre a fost o școală de sailing, da? Deci cu asta am început prin 2010, am pus-o pe picioare pe partea de vest, în la Pacific, a Mexicului. O școală de sailing care este complet afiliată la American Sailing Association. Ca să înțeleagă privitorii noștri, pe unde te afli tu? Tu ești în Mexic. Da, sunt localizat în Mexic, în Puerto Vallarta. Este un oraș port, între timp și una din principalele stațiuni. În Sea of Cortez, mai bine înțeles, pe partea vestică a Mexicului, către Pacific, la Pacific, da. Din câte știu, oferi pe lângă ture turistice și ceva cu iaht, cu hotele. Asta a fost nucleul activității noastre ani de zile, da. Și pe lângă cursurile de sailing și de certificări și de training-urile care făceam cu clienții noștri, acești clienți venind din Mexic au descoperit că Mexicul e o țară foarte frumoasă de vizitat și au început să ne întrebe dacă nu putem organiza și tururi în Mexic. Și așa ne-am extins activitatea. Între timp avem două firme, Ocean Adventures, care se preocupă numai de yachting și numai de training și școala de sailing, de certificări. Și l-avem pe Azul Pacifico, cu care sunt acum aici la stand la CMT în Stuttgart, care a extins această activitate cu foarte multe tururi în Mexic, Statele Unite, Panama și, bineînțeles, Tahiti, Polinezia franceză, coralii de atol din Tuamotus, o serie întreagă de destinații, aș putea să le spun de vis. Mi-ai deschis din nou apetitul pentru zona aia, care îmi place, dar nu e ușor de ajuns, cel puțin pentru zona România. Dar sunt totuși, am observat destul de mulți interesați din România care se călătorească în Mexic, Cuba, zona aia. Da. Vin grupuri destul de bine formate. Colaborez cu una sau două agenții, depinde de mărimea grupului, din România, care constant trimit oameni cu care le facem programe pentru Mexic, sau combinații Mexic-Panama, sau combinații Mexic-Statele Unite. Au și parte de sailing inclusă câteodată sau nu, numai parte de orașe coloniale și de piramide prin junglă. Deci, portfoliul este foarte vast, este foarte mare și toate aceste elemente se pot combina exact azi pe dorința grupului. Ție personal, ce zonă ai recomandat? Ce îți place ție cel mai mult din toate tururile astea pe care le ofer? Bun, acum trebuie să fim puțin mai precis. Dacă e să rămânem în Mexic, cunosc foarte bine Mexicul, cunosc destul de bine Panama și Guatemala. Da? Restul am trecut prin ele. Nu aș putea să spun că am fost foarte încântat de Salvador, Nicaragua, Honduras. E o situație complicată. Da? Politic, te referi. Și politic, da, și de securitate. Practic, eu sunt un aficionado, ca să spun așa, un aficionado al Mexicului. În Mexic am destinațiile mele preferate, care ar fi Chiapas, bineînțeles, Chiapas și Baja California. Da?
destinații complet diferite. Chiapas este o chestie care se petrece numai în junglă, cu piramide ascunse în junglă, un fel de Indiana Jones feeling foarte profund, da? Foarte multe locații cu vestigii Maya în care poți să ajungi practic numai cu barca pe râuri. În unele chiar am fost și eu pe acolo, nu știu dacă chiar în toate, dar... Nu, ați fost la Palenque voi. La Palenque. Foarte interesant, am urcat pe piramidele alea și în momentul în care ajungeai în vârful piramidei... Se vede jungla. Toată jungla. Da, jungla verde. Foarte verde, da. O experiență foarte plăcută pentru mine. Da. E, și mai departe, al doua regiune în Mexic care îmi place extraordinar de mult este un teritoriu aproape mistic care închide Sea of Cortez, Marea lui Cortez, este Baja California. Deci este acea prelungire a peninsulă din Pacific a Mexicului, cu o lungime de 1200 de kilometri. Este un teritoriu aproape mistic prin frumusețea lui. Pe partea vestică este o peninsulă care pleacă geografic, hai să vorbim de orașe, pleacă din regiunea San Diego, Tijuana și închide Marea lui Cortez. Da? Deci e o peninsulă foarte subțire, da? Are o lățime de 100 de kilometri, da? Dar are o lungime de 1200 de kilometri. Da, este o combinație extraordinară între deșert, cactus, stânci de anumit coloratură roșie. Da? Cred că ți-e clar că pleci de aici cu cât un prospect din fiecare și poți să-ți alegi după aia, știi? Da. Există multe destinații. Deci, practic, adică ce ne definește pe noi este această combinație, tururi combinate care le facem. Poate să fie tururi combinate de mare cu parte interioară a țării sau poate să fie combinație interțări. Practic, suntem singurii care oferim combinații de Panama-Mexic sau de Statele Unite-Mexic. Da? Nu există. Poți să te uiți în hala aceasta. Aceste combinații nu sunt oferite. Noi le oferim pentru că avem o cunoștință foarte profundă de aceste zone. Adică în Statele Unite mă refer la zona Grand Canyon, Arizona, Nevada, Utah, cu toate canioanele. Da? Și se combină foarte bine cu mers la mare, după aceea în Puerto Vallarta, la Pacific, unde te poți odihni după inhalarea prafului roșu din desertul Arizonei. Da. Ai preponderent turiști de unde? Din ce zone ale lumii? Pentru școala de sailing și pentru toate activitățile de sailing, cam 80% sunt americani și canadieni, 20% până acum au fost germani. Da. Pentru partea de turism, proporția e complet diferită. Marea majoritate sunt germani, da? Interesant. Da, marea majoritate sunt germani. Ok, firma Azul Pacifica este o firmă care funcționează după legea germană. Este matriculată în Germania. Oferă o serie întreagă de facilități, ca o serie întreagă de asigurări cu care nemții sunt obișnuiți în momentul când încheie un contract de călătorie. Aici există și foarte multe cunoștințe și piața de limbă germană, mă rog, hai să vorbim așa, este o piață, adică nu neapărat numai nemți, am avut și elvețieni și austrieci, deci este o legătură foarte puternică de limbă. După aia mai am francezi, iarăși, pe locul 2 din Europa. Pe locul 3 aș putea să spun că sunt românii, da? Serios? Mexico deja are un ecou foarte, mă rog, între timp e puțin șifonat, ca să spun, de anumite persoane și de anumite activități referitoare la imigrația, la partea asta de a intra în țară. Cu toate că România nu are nevoie de o viză pentru a intra, accesa în Mexic. Dar, da, Mexico are un renume, aș putea să spun, încă bun în România. Radu, mă bucur că ne-am revăzut, mă bucur că ai avut timp să stăm de vorbă un pic, să ne povestești și să sperăm că ne revedem într-un trip. Oh, ar fi o plăcere pentru mine, da. Pe un iaht sau pe uscat? Aș vrea să încerc și un iaht, n-am mers niciodată și chiar mi-aș dori să... Extraordinar de bine. Să merg într-o tură de asta pe iaht. O să fie extraordinar de bine, te aștept cu drag. Mulțumesc și ne vedem. Pa, salut!